Doamnelor și domnilor, document extraordinar și apoi dăm o dezvăluire de zile mari făcută de Adina Anghelescu. Prima dezvăluire. Noi aveam să aflăm pe surse că Alina Bica, șefa antimafia din România, ce se dovedește a fi chiar omul mafiei, îi scoate averea de sub sechestrul lui Adrian Videanu. Ca să ne verificăm informația, facem ceea ce trebuie făcut într-o astfel de situație, în baza legii informațiilor publice, facem o solicitare. Ceea ce ni se confirmă. Documentul arată așa. Urmare solicitării dumneavoastră, vă comunicăm următoarele. În cauza privind pe suspectul Videanu Adrian, s-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor imobile proprietatea acestuia, precum și asupra sumelor de bani deținute sau care vor alimenta în viitor conturile bancare și a părților sociale acțiuni deținute de acesta la societățile comerciale. Ordonanța prin care s-a dispus ridicarea parțială a sechestrului privind părțile sociale deținute de suspect la SECE Titan Mare SA a fost infirmată de conducerea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, urmând a se proceda conform 250 cod de procedură penală. Alinuța îi ridicase sechestrul lui Adrian pe ce însemna Titan Mare, adică pe ce era cel mai important business al său, pe Șustache la începutul anului. Alinuța, pentru treaba asta Adrian a dat și el ceva? Ca să-i ridici sechestrul pe Șustache, ca acum procurorul general să infirme această soluție, că vă dați seama, să ia tot la mână din ce a făcut Alinuța în această perioadă. La Paris, ți-a sugerat cineva? Când, cum, unde? Colosal.